Binecuvântat să fie Cel ce a binecuvântat mai întâi familia, Dumnezeu și Tatăl nostru, slăvit să fie în veci. Și fie binecuvântate de El toate familiile. În dimineața asta, dragi miri, pentru voi și pentru noi toți, mi-a dat Domnul un cuvânt intitulat Un bărbat neprihănit și o femeie zmerită. Asta pe cadrul familiei Iosif și Maria, un bărbat neprihănit, Matei 1:19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și ea, cea despre care a zis îngerul, Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 28, adresându-i se, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, a zis ea apoi cântând, versetul 48, același capitol, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Stimați bărbați, suntem noi omul neprihănit la noi acasă? Stimate surori, sunteți dumneavoastră femeia smerită acasă? Dacă ne uităm la cei doi așa pe deasupra, s-ar pare să fie. Dacă sunt cu adevărat, asta se va vedea în timp. Dacă Daniel va fi omul neprihănit și dacă sora Vaichița va fi femeia smerită. Chiar că este mare nevoie de astfel de oameni. La bărbați se observă din ce în ce mai puțină neprihănire și la femei tot mai puțină smerenie. Vreau să observăm privind mai întâi la bărbat, dar pot și surorile să rețină aceste adevăruri, citind versetul 19 din Matei 1. Cum gândește, cum se comportă un bărbat, un om neprihănit? Nu voia să o facă de rușine când a aflat că e însărcinată, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Un bărbat neprihănit n-a putut să se împace cu ideea în a se căsători cu o fecioară compromisă în viață. Pentru că neprihănire înseamnă separare de păcat. A vrut să o lase. Și cu asta mă adresez și la adolescenții și tinerii ce mă aud. Un băiat neprihănit, când va vedea că o fată nu-i serioasă, nu mai discută cu ea, o lasă. Extinzând ideea aceasta, când va vedea că un băiat, un prieten al lui, nu-i serios, îl lasă. Spune Scriptura, 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 14. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și întrebarea să răsune în mintea noastră, ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Când a aflat Iosif că este fără de lege, a fost hotărât să rupă legătura. Nu se poate, scrie mai departe, cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Vă puteți verifica neprihănirea, credincioșia, pe baza relațiilor. În niciun caz nu veți găsi în Scripturi, și asta este în primul rând specific lui Dumnezeu, să fie în legătură cu păcatul. Nu-l acceptă. Când Adam și Eva au păcătuit, s-a separat imediat. Dumnezeu a rămas dincolo de gardul grădinii și pe ei a dat afară. La fel spune și Iacov în epistola sa, citesc capitolul 4, versetul 4. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Deci Iosif a vrut să rămână un om neprihănit
separându-se de rău. Să ne amintim de profetul Samuel, care a ținut mult la Saul, dar când a aflat că este lepădat, vă las un verset în Scriptură să-l găsiți voi, dacă vreți. Este scris că din ziua aceea Samuel nu s-a mai întâlnit altul cu Saul. Și-a dat seama că relația va rămâne ruptă pentru veci și nu se poate ca să mai fie împreună. Dar ceea ce este și desăvârșește neprihănirea este ceea ce scrie aici, în versetul 19, și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Adică cel neprihănit, după cum este scris despre dragoste, 1 Corinteni 13, nu se bucură de nelegiuire. Neprihănitul se separă de rău, dar nu bate toba să spună, auzi, ce-a făcut cu tare, ce rău a făcut. Se depărtează de el, dar cu mâhnire. Așa a spus David în dreptul lui Saul. Citesc din a doua Samuel, capitolul 1, atunci când a murit. Și asta aș putea spune că este proba de foc a neprihănirii. 1 cu 19 și 20. Cum au căzut viteji? Se întâmplă să cadă cineva. Și zice David, nu spuneți lucrul acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta, nu le țirea scalonului ca să nu se bucure fetele filistenilor. Când auziți oameni care așa sunt de neprihăniți încât ei știu să spună pe toți ceilalți care nu sunt neprihăniți. Și știți că nu sunt adevărați neprihăniți. Sunt doar ca fariseii care se încredeau în ei că sunt neprihăniți. Neprihăniții se departează de păcătoși, dar nu le face plăcere să povestească despre păcătoși. A fi neprihănit o familie înseamnă a se separa de rău, cum scrie David în Psalmul 101, nu suferim pe cei răi. Mă voi purta cu inimă neprihănită în mijlocul casei mele când vei veni la mine, dar urăsc purtarea păcătoșului, nu se va lipi de mine, nu va fi pe limba mea, nu va fi în discuțiile mele, chiar și altora le-a spus, nu vorbiți despre lucrul acesta în afară. Să ne ajute Domnul așa. Pentru că altfel nu înțeleg să nu-ți placă păcatul să-l faci, dar să-ți placă să povestești de el. Nu-i normal. A fi neprihănit înseamnă a fi separat de păcat cu toată ființa. Amin? Privind la femeia smerită, ascultați-mă, surorilor, ce vă spun despre Maria din Luca, capitolul 1. Și fetelor, că doar Maria încă nu era împreună cu Iosif când s-a spus aceste cuvinte. Citesc de la versetul 46. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Versetul 49. Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Exact cum a spus îngerul, versetul 28. Ți s-a făcut mare har. La cine dă Dumnezeu har? La cei smeriți. Și ce înseamnă har pentru o soră smerită? Să poată avea împlinire, bucurie în lucrurile sfinte, să se gândească la ele, să vorbească despre ele. Asta de când e nemăritată și până când a fi bătrână văduvă ca Ana. Scrie aici, întorc doar o pagină, 2:38, a venit și Ana același ceas și a început să laude pe Dumnezeu, să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. E ceva de dorit să auzi pe o fată, pe o femeie, orice vârstă ar avea, să vorbească despre lucrurile sfinte, despre profeții, despre împlinirea lor, despre lucrările Domnului, că altfel femeile au atâtea de vorbit și ele pot trece așa ușor de la un subiect la altul, de la politică, la bucătărie sau la orice altceva. Dar să le auzi vorbind, uite cum Dumnezeu și-a împlinit lucrările, cum și-a arătat credincioșia, asta înseamnă să-ți dea Dumnezeu har. Să dea Domnul har și miresei de astăzi. Ca peste ani să vorbească despre felul în care Dumnezeu a lucrat. Și cum scrie aici în Luca 1:50, când durarea Domnului se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Amin?
Asta le diferențiază pe femeile care sunt smerite cu adevărat în duh și care au primit har. Celelalte, repet, femei sau bătrâne fiind, au de toate de vorbit, dar greu le introduci la un subiect sfânt. Știu eu niște părtășii care le făceau frații undeva cu familie iarna și bărbații erau mai la masă, discutau așa cu Biblie și femeile tare ușor se îndepărtau, dar în aceeași cameră erau și se duceau cu alt subiect. Dar astfel de femei rămân pe subiecte sfinte. O altă caracteristică a femeilor care au primit har, a femeilor smerite, și să mă asculte bine și cele tinere, Maria logodită fiind, versetul 39, s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Femeile smerite, care au primit har, tinere fiind, au legături sfinte cu femeile în vârstă credincioase. Scrie în 1 cu 6 că Zaharia și Elisabeta amândoi erau neprihăniți. Fetelor, vreți să vă dea Domnul har când vă măritați? Câte prietene evlavioase bătrâne aveți? Rudenii, sau dacă nu din adunare, că sunteți tot rudenii, în Domnul. Dar dacă prieteniile voastre sunt numai cu cele de pe Facebook, nu cred că o să aveți o soră prorociție vreo 50 de ani prietenă pe Facebook. Ce ziceți, o să aveți? Și să-i urați de bine să vă umplă Duhul Sfânt pe amândouă. Nu cred asta nici dacă mi-ar spune un înger. Pentru că adevăratele părtășii sunt, iată, o vizită, cuvinte pline de har, prorocii, descoperiri, ăsta da har, relații sfinte. Asta spune Petru 1, Petru capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi tinerilor, e valabil și pentru băieți. Fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și când e mai mândru omul dacă nu la tinerețe? Că atunci e mai prostuț. Că fudulia și prostia de regulă umblă împreună. Dar celor smeriți le dă har. Și se vede dacă îți va da Dumnezeu har, dacă ai relații cu cei mai în vârstă. Sau vei vrea, pe când vei și tu bunic, să vină copiii la tine numai la mormântare și la succesiune? Dacă tu nu știi acum să-i cauți pe cei mai în vârstă și să capeți experiență, cum zice Iov, bătrânii oameni înziliți, care au trecut prin viață. Este de dorit să avem asemenea relații, amin? Poate că ne ajută Domnul acum spre sfârșitul anului, dacă sau când se va finaliza cu sala de mese, să mai facem o părtășie între tineri și bătrâni, să întărim relația aceasta. Este de folos și pentru o parte și pentru cealaltă. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, în aceeași idee a unor relații pline de har între unii și alții, când auzim de ruptură între generații, asta e lipsă de har. Pentru că așa a profețit Domnul prin Maleahi, să întoarcă inima unei generații spre cealaltă. Pentru că altfel lovește Domnul țara cu blestem, nu se împacă bine tinerii cu bătrânii, nu se aștepte tineri la binecuvântare. 1 Timotei 5,1, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, o să te duci la surorile din adunare, cum mergi la mama ta, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Relații bune, asta se poate pentru cei smeriți. Apoi, pentru neprihăniți și smeriți deopotrivă, asta e pentru familie, ceea ce e foarte evident în cazul Iosif și Maria, aveau regulat mesaje de la Domnul.
Mesaje pentru căsătorie. Matei 1, versetul 19, am citit că și-a pus de gând să o lase pe ascuns, dar pe când se gândea el la aceste lucruri, versetul 20, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta. Am fost plecat undeva și la o părtășie cu tinerii, vine un bilet de la o tânără: frate, asta pentru că eu le-am spus că prieteniile din ultimele decenii nu dau rezultate, drept dovadă numărul mare de divorțuri. Și fata întreabă: dar nu e un risc să mă căsătoresc eu cu un băiat cu care n-am prietenit o perioadă mai lungă să-l cunosc? La care am zis: draga mea, știi care e riscul? Să te măriți cu el numai pe baza calculelor tale. Ce crezi că o să-l cunoști? La întâlniri, băieții joacă teatru și sentimentele dau nota. E un risc să te măriți tu fără să consulți pe Domnul, fără să implici slujitorii și părinții. Dacă toți gândesc și toți semnează, nu e risc. Iosif se gândea ce e de făcut și Domnul i-a vorbit: nu te teme să o iei de nevastă. Mai mult, Maria a rămas însărcinată și îngerul i-a vorbit. Oamenii neprihăniți și femeile smerite au mesaje pentru partenerul care trebuie să căsătorească, pentru copiii care trebuie să-i nască. Mai mult, Matei capitolul 2, versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice: scoală-te apruncul pe mama lui și fugi în Egipt. Și rămâi acolo. Au mesaje unde să locuiască. Da? Că celor smeriți Dumnezeu le dă har și le vorbește. Dumnezeu să vorbească și familiilor noastre. Să nu rămânem încurcați nici la căsătorie, nici mai târziu în evenimentele vieții. Pentru că Dumnezeu își transmite voia sa acestor oameni care sunt apropiați de El, care caută fața Lui. Ei se gândesc ca orice om, ce să fac? Și Dumnezeu le iese în întâmpinarea nevoilor lor vorbindu-le. Și încă un ultim aspect, foarte important și acesta. S-au născut în familia lui Iosif și Maria 4 băieți dați cu numele. Băieți, știți, da? Și scris toate surorile. Asta înseamnă cel puțin 3, 7 și cu Domnul Iisus 8. Poate au fost mai mulți, minim 8. Și citim în Evanghelie până la un moment dat că frații Domnului n-au crezut de la început în El. Pentru că așa cum spunea însăși Domnul, fiecare putea crede numai atunci când Dumnezeu îl cerceta și îi se descoperea. Dar mai apoi, scrie în Fapte 1 cu 14, să vedem ce se întâmplă în viitor cu copiii unui bărbat neprihănit și a unei femei smerite. Fapte capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Și știți pe doi dintre frații lui, că au scris epistole în Biblie. Iuda și Iacov, care a devenit un stâlp a bisericii din Ierusalim, alături de Ioan și Petru. Să vă dea Domnul harul ca și în viitor să se împlinească cu voi și în privința copiilor un cuvânt scris și în cartea Proverbe, capitolul 20, versetul 7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Așa a umblat Iosif, încă de când era necăsătorit. Ferici de copiii lui după el. S-a adeverit și asta? Da. Despre femei e scris 1 Timotei 2 cu 15, că dacă stăruiești împreună cu ei smerenie printre altele, se va mântui ea și copiii. Aș putea să dau și exemplul lui Samuel. Știm că la un moment dat au fost ceva probleme cu copiii lui, n-au fost demn de scaunul de judecător. Dar vă las seara să căutați în Biblie dacă sunteți interesați.
să vedeți ce rudenie a fost Heman, levitul acela de frunte, care avea 14, unul dintre ei avea 14 fii dintre leviți. Citesc în cartea 1 Cronici, capitolul 20 și... scrie aici în versetul 5, Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și 3 fete. Ce rudenie a fost Heman cu Samuel? Ca să vedeți că cel neprihănit, chiar dacă la un moment dat vor fi ceva probleme, v-am spus și cu frații Domnului, au fost până la un moment dat până au ajuns să creadă, să se convingă, dar viitorul, dacă bărbatul rămâne neprihănit și femeia rămâne smerită, recapitulez, oamenii aceștia se separă de păcat, au har, Dumnezeu îi binecuvintea să fie pasionați de lucrurile sfinte, sunt în legături sfinte cu cei credincioși, Dumnezeu le vorbește, îi călăuzește, chiar dacă trec prin probleme și au trebuit să plece într-o țară într-alta, au fost persecutați, sunt binecuvântați de Domnul cu adevărat. Și în viitor, copiii, e foarte important, dacă au fost părinții neprihăniți și smeriți, Dumnezeu, la vremea potrivită, le va da har și va binecuvânta. Fie binecuvântarea Domnului peste cei doi. Amin. Și peste noi toți. Amin.